Welcome to Radio Still FM, your only radio light. Da, da, da. Cum se spune la fiecare dată și când te întâlnești cu cineva, salutare și bine te-am regăsit. Ei, acum spun și către dumneavoastră, salutare și bine v-am regăsit aici alături de Radio Stile FM, Radio pentru toți, alături de una dintre cele mai interesante emisiuni cu o arie de specialitate, adică emisiunea radiocaptării din domeniul DX. Adică vom face puțin DX pe aici prin emisiune și ne vom simți exact cum ne simțeam noi pe timpuri. Haideți să ne relaxăm comod și să stăm și să urmărim o emisiune cu o temă specială. Ce mă gândesc, doamnelor și domnilor? Mă gândesc la această perioadă de propagare foarte ridicată. Trebuie să intru și să încep sumarul ediției, că aproape de 20 de zile ne luptăm cu un front de propagare care a venit de prin Europa de vest și a traversat până în partea de sud-est, deci a mers cu o traiectorie puțin dreaptă, după care s-a plecat pe partea de sud-est a Europei și s-a dus spre Arabia. Am urmărit pe radare, pas cu pas, zile în șir și am rămas cu câteva dintre printuri, poze și recuri. În această perioadă am stat și am gândit și am întrebat lume cam cum sunt comentariile despre propagare, adică câteva comentarii care pot face în așa fel încât să ne amintească dacă au mai fost iarna propagări de putere și nu numai, trebuia să fac acest lucru pentru că unul sau mai multe persoane, un om sau mai multe persoane, nu contează că este bărbat sau femeie, pot să zic de pe acum, trebuie să ne aducă aminte, domne, iarna pe timpul X, anul Y, domne, s-au auzit și am ascultat cu mare plăcere posturile din asta. A trebuit să fac și acest lucru pentru că omul este singurul, pot să spun, caiet cu amintiri care le-a trimis, le-a trăit în direct și după care le povestește. Asta este un lucru principal asta. Gata cu acest început de emisiune, gata cu sumarul acesta. Este un pic cam obositor după cum mă aud eu pe mine pe aici. Și merg eu prin partea ediției care începe în acest moment, ediția cu, o să spun, propagare la început de iarnă. Îi spun de pe drept fără să am reținere. Gata. Propagare la început de iarnă. Nu-mi e rușine, dar în mai puțin de 54 de secunde trebuie să pornesc la drum cu emisiunea și cu câteva dintre vorbele mici. Eu zic, rămâneți aproape și stați confortabil pentru că urmează o emisiune cât se poate de interesantă. Pop. Rock. Povești la gura sobei, topind în iarna grea. Zăpada de bine, tristețea mea, da, da. Folclor. Ulița cechinoaselui, la 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 la. Ce-i o fată negricioaselui, la 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 la. Muzică ușoară. Un radio ca la mama acasă. Da. Este ca la mama acasă, este ca la cine vreți dumneavoastră acasă. Și acum este ceva de nedescris, amintirea cu propagarea. Începând de pe 28 octombrie,
pe 29 Acamuia, tot după care de pe 2 până pe data de 5 continuu, fără pic de oprire, deci știți ce aia, fără pic de oprire. A mers langa, deci au mers langa posturi de radio, nu pot să uit, voce scampi călărași s-a auzit în București, continuu, fără intermitențe, fără întreruperi. Urmată de Pro Dobrogeasu 93,9. Nici ăla nu s-a oprit. A fost Magic FM Buzău, continuu, 105,6. Magic FM Buzău, zi după zi, dimineață, seară, prânz, când vrea omul să asculte 105,6, Magic FM. Nu exista nimic altceva acolo, Magic FM, stereo, avea momente intermitențe și curedese. Asta este una dintre chestiile care... pot să zic că e amintirea anului 2008. A rămas o amintire și va rămâne o amintire cum semnalele de prin nord, nord-est au venit către sud. Așa, nu știu cum să spun, cu intensitate cam măricică. Măricică, pentru că vara nu prea au fost propagări în direcțiile astea. Gândiți-vă, după cum am postat eu pe YouTube, că iarna, vara aceasta nu prea au fost, au fost mai mult turceștile. Turceștile, vă zic eu ce au fost. Haideți să ajungem la comentariul propagării, pentru că am despre acest comentariu ceva de spus. În primul și în primul rând, vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că această propagare la început de lunii se numește o propagare anomalică, pentru că a durat zile în șir. Asta este chestia cea mai importantă, o propagare care durează ore, zile în șir. Nu este ca vara. Și plus de asta este o propagare care a fost provocată de ceva. Ascultând și văzând cam ce spune gura lumii, că aici n-ai altă parte și altă sursă, pentru că este o bandă care nu este nici de radio amator, nici de 50 de MHz, o bandă de 3 metri. Aici mai mult orientez după lume, pot să spun. De exemplu, frontul de propagare, cum spunea cineva, un om care a mai calculat propagări, zice că frontul de propagare vede prin vest de Europa, după care s-a lăsat pe partea de sud-est. Un om a spus că astea sunt provocate de căldurile de prin Grecia, amestecate cu cele de prin Italia și de pe Marea Mediterană, după care a venit și s-a rezolvit când a întâlnit un front de aer rece. Fiecare cu părerea lui, aici pot să spună oricine părere. Uite, acum, pe lângă părerile acestea, am văzut și un om în vârstă care a calculat, a stat pe teren și pe drumuri foarte mult timp. Este vorba de un om care a gândit foarte mult acest punct de a se propaga un semnal. Și chiar foarte mult. Și el mi-a spus în felul următor: dacă facem un calcul la această anomalie de propagare, în 94, în timp ce ninja derupea în capitală, 70,4 MHz în bandă est, 69,3 periferic, era local 69,8. Deci aici posturile de radio de pe Dobrici și de prin Bulgaria, acestea fiind clasicele posturi de radio, nu post de radio cu muzică clasică, clasice la intrare, la prins, la recepție, au fost propagate anomalic, în sensul că aveau intensități foarte, foarte ridicate când ningea afară și nu era o ninsoare, ci o ninsoare abundentă, după cum spune el pe aici. Ce mai spune pe aici prin zonă, că prin 95 tot așa iarna s-a prins Radio Viva și Radio TRT din Turcia. Astea sunt câteva dintre amintirile acestui om care mi le-a spus și mi-a făcut un calcul în felul următor, că 1994 a fost o propagare de mare putere iarna, s-au mai adăugat 5 ani de prin 99, după care încă 2 ani 2001, după care încă 6 ani, 2008, 2000, nu, deci 99, 2001 și cu 6, 2007, plus 1, 2008, da, vine și anul acesta. Deci în 2007 a mai fost o propagare, da, într-adevăr în 2007 au fost propagări, domnilor și domnilor, extraordinare și sporadice.
care vor rămâne cartea recordurilor, pot să spun, cu intensități celebre, cum a fost la Zalel Samad cu 8,2 nivele pe metru. Filmul vedeți pe YouTube actualmente, acela cu la Zalel Samad, și bineînțeles posturi de radio nemțești care s-au trezit pe la vreo 5,2 nivele pe metru. Astea sunt recordurile, pot să spun, ale lui 2007. Uite că astea sunt, le-a calculat și el chestiile astea. Adică vreau să spun că un om a cam luat în serios chestia aceasta, că este o chestie care uneori poate să pară chiar glumă sau ceva ireal. Uite că asta a fost luat în serios. Ne vedem în partea următoare.